multiplu comun. Și începem. Te rog să... 50-ul îl descompunem. 50 îl descompunem. Merge prin 5. Deci 50. Iar prin 5. Rămâne 5. 5 în 5. O dată. Merge, cum, 5 și 10 de două ori? Păi da, de două ori. Și prin 2, 2 în 2 la dată. Da. Și, atunci 50, cum să zic, este egal cu cine? Cu 5 la 2, ori 2. Ori 2, perfect. Pe 8, îl putem scrie ca 2 la 3. Nu mai pierdem timp, da? 2 la 3, așa. Și pe 7 ca 2. Nu, 7, 7. Ce da. Se mai faci? Câte ori că îți fac 7? Număr prim. Bun. Și acum zicem, cel mai mic multiplu comun pe care îl caut eu cu foarte multă strădanie, îi cine? 2 la a treia. Foarte bine. 2 la a treia, că e cel mai mare, deci cel mai mare, ori? Ori 5 la a doua. Perfect. Ori 2, ori 7. De ce ori 2? Păi na, dintre la, cu 2 am terminat-o. Da. Am luat dintre cei comuni, de cel cu exponentul cel mai mare. Da. Bun, 7, atâta, da? Da. Bun. Și acum ne pregătim să amplificăm la 50. Cu cât să amplificăm la 50? La 50 amplificăm cu 7. Păi, deodată, am putea face mulțirea toată, să vedem numărul. Ne trebuie numărul. Hai să-l facem numărul. Cât va fi? Păi, 8. 8 ori. 10. Cum? 5 la 2 nu-i 10? 5. 5 la 2. 5 ori 5? 25. Atenție! Atenție! 5 la 2, ăla ne duce, spune de câte mulțim prin însuși. Da. Da? Ori 25 și ori 7. Și egal cum? 25. Cât face? 8 ori 25. 200, dar uite ca să înțelegi mai ușor, din 4 ori câte e 25 face 100. Da. Cât 25, 25, 25, 25, adică 25 cu 25, 50, și iar 25, 75, și iar 25, 100. Din 4 ori câte e 25, asta în mintea noastră se instalează foarte repede. Și iar din 4 ori câte e 25, ca să ajung de 8 ori, 100 și cu 100, 200. Deci îți zici bine că fac 200. Deci vine 200 ori 7. Și cât face 200 ori 7? 1400. 1400. Deci 14 urmat de 2 zerouri. Deci ăsta e cel mai mic număr care se împarte exact și la toate 3. 1400. De aceea punem numitorul comun 1400, că ne trebuie. Și acum ar trebui să împărțim pe 1400 la 50, pe 1400 la 8, pe 1400 la 7. Da. Ca să vedem cu cât amplificăm la fiecare. Dar, când împărțim pe 1400 la 50, e de parcă aș pune mâna, 50-ul pe cu cine este egal? Cu 5 la 2. Adică pe 5 la 2 și mai trebuie încă ce? Un 2. Un 2 care luăm din 3. 3. Și rămâne 2 la cât aia? 2 luăm. La 2. 2 la 2, care înseamnă că 2 la 2. 4. 4 7? 28. 28. Am înțeles 28. Deci la împărțire, 28 amplificăm aici. Ia să vedem la 8. 8 cu cine este egal? Cu 2 la 3. Nu mai pierd până. 5 la 2, 25. 5 ori 7. De 4 ori câte 25 făcea 100. 100. Și de 3 ori câte 25, 75. 5. Și cu 100, 175. Deci zice-mă o dată. Cât am zis, de 7 ori câte 25. De 4 ori face 100. De 2 ori face 50. Și încă o dată, cât era, de 3 ori câte 25, da?
face 75, 25 cu 50 cu 25, 75 cu 100, 175. Deci eu cum am făcut azi așa, 25 ori 7, egal cu 25 ori, loc de 7 azi, 4 plus 3. 4 plus 3. Da. Și 25 ori 4 făcea 100, plus 25 de 3 ori de 25, face 75. Da. Și face 175. Dacă împarți pe 1400 la 8, îți va da sigur 175. Dar iată cât de repede ai mărit ritmul, 175. Și la 4, ca și cum ai zis, 1400 împărțit la 7, 1400 împărțit la 7, face 7 în 14 de 2 ori, 200. Da? Cu 200. Și iată, este egal cu. Egal cu numitorul 1400. Așa. 3 ori 8. 24. 3 ori 2. 6 și cu 2. 8. 84. Plus. 175 plus 200. Și egal cu 84 plus 175 plus 200. 9. 5. 7 cu 8. Da? 7 cu 8. Deci 5 cu 4, 9. Și cu 0 asta, 9, nu? A rămas. 7 cu 8. 15, 78, 15. Că vine așa. Lui 8 îi trebuie un 2 ca să facă 10. Da. Și am luat pe cel 2 din 7 și m-a rămas 5. Da. Deci 15, da? Da. 5 scriem și 1 ținem. 1 acela. Și cu 1 de aici. 1 de aici, 2. Și cu 2 de aici. 3. Deci 2 și cu 2, 4. 459 supra 1400. Deci răspunsul a operației respective de adunare, scăderi, ce-a fost acolo, este 459 supra 1400. Acum, știm sigur că aici aveam divizori pe 2, pe 5, pe 7, nu? Da. Și acum mă întreb dacă sus am pe 2, 5 sau 7. Prin 2 nu. Din cauza că e 9, 5 nu, cel mult prin 7, cel mult prin 7. Da. Și atunci, dar de unde știam că 2, 5 și 7? Pentru că îi văd aici, 2, da. 5, 7, numele prime astea. Deci 2 nu, 5 nu, 7, dacă o vrea, asta prin 7. 7 în 45? De 8, 9. 7 ori cât se facă? 7 ori 6, 42. Da. 42, rămâne 3, da? 39. 7 ori cât se fac? 7 ori 7, 49. 3. 9 nu merge. Deci 7 ori, nu există nimic 7 ori cât în tabla mulțirii, din mintea mea, ca să apropie de 3, să fie 39. Nu se poate. În concluzie, asta este nesimplificabilă. Deci am încercat noi să mai simplificăm. Nu se mai poate. Așa rămâne, este ireductibilă. Ștefania, după cele două exemple care le-am dat aici, care ar fi lucrul pe care trebuie să-l reții definitiv, spuneam, la adunare și scădere? Povestește tu cu cuvintele tale așa. Când vezi un câr de fracții, adunate și scăzute între ele? Păi, mai întâi vedem ce putem simplifica. Așa, sus-jos, da? Da. Pe fiecare din fracții. Pe fiecare din fracții să le simplificăm. Bun. Da. Când nu mai putem să le simplificăm, îl descompunem... Luăm pe fiecare numitor în parte. Da, luăm pe fiecare numitor în parte, îl descompunem și după ajungem la cel mai mic multiplu comun.
Și cum? Ca să-l găsim pe la cum operăm? Cum gândim? Păi, luăm exponentul cel mai mic. Deci dintre cei comuni, dintre cei comuni, luăm pe? Luăm pe frac. Luăm pe cel care are exponentul cel mai mare. Da, cel mai mare. Deci dintre cei comuni, 2, 2, îl luăm pe cel cu exponentul cel mai mare, 2 la 3. Deci, clar, dintre cei comuni, pe cel cu exponentul cel mai mare. Da. Și până mulțim în continuare și cu cei necomuni, toți. Da. Da? Cu toți cei necomuni. Și după, ca să ne dăm seama cu ce să ne aplicăm, ca să ajungem la același numitor, de exemplu, Pentru 50. Pentru 50. Nu? Pe 50 l-am scris ca 5 la 2 ori 2. Exact. Am pus mâna pe 5 la 2, am luat 2 din 3. Da. Și a rămas 2 la 2, 4 ori 7, 28. Foarte tare asta, nu? E o șmecherie care îți ușurează foarte mult munca. Apoi. La fel facem și la 8. 8, care înseamnă doar 2. Da, 8. Care înseamnă că te uiți trebuie 2 la 3. Și rămâne doar 25 ori 7, 175. Și după la 7, punem mâna pe 7 și rămâne 8 ori 25. Exact. Care-i 200. Și în felul ăsta ai șanse foarte mari să știi cu cât amplifici. Am pus numitorul comun 1400. Am amplificat peste tot acolo cu ce a trebuit, cu 84, 3 ori 28, 175 ori 1 și 200 și în final găsim 459 supra 1400, da? Asta e fracția. Și acum despre fracția asta vezi dacă este sau nu? Ireductibilă. Și dacă e ireductibilă, dar ai văzut și aici o șmecherie. Că ne uităm la numitor despre care știm ce divizor căutăm. Da. 5 și 7. Prin 2 te-ai uitat, nu? 5, nu? Nu vrea la de sus. 7 încerci. Împărțit la 7. Și ai văzut că nu. Atunci e reductibil și terminat, ești. Această poveste să o spui și noaptea prin somn. Adică așa trebuie. Când văd un cârt de fracții, nu stau pe gânduri, repede, iau pe fiecare numitor în parte, îl descompun. Ca știu, știu cum se descompun. Puteri, da? Numele prime la diverse puteri. 5 la 2, 2 la 3, 7 la 2, așa mai departe. După care, dintre cei comuni, eu pe cel cu exponentul cel mai mare, și pe locul și toți ceilalți, da, toți ceilalți necomuni. Pe toți adaug. Și găsesc numărul. Le mulțumesc și găsesc numărul. Asta va fi numitorul comun. Da. Dar ca să văd cu ce amplific, repede. Am pus acum la șmecherie, la punct. Pe fiecare parte văd descompunerea, văd exact cât ar fi, 5 la 2 ori 2, am 5 la 2, mai trebuie un 2 la 1 de aici, rămas 2 la 2, 4, 7, 28. Da? Și mai departe. Și în felul ăsta nu greșesc niciodată. Și mi-e foarte clar. N-am făcut decât să facem adunarea scăderea. La înmulțire cum era? Numărătorii 3, numitorii 3, la împărțire, prima cu a doua, inversată, da? Cam astea ar fi lucrurile importante. Ne oprim aici, povestea noastră aici, de la sfârșit, este și sinteza lecției, da? Da. Deci, ceea ce am discutat aici, constituie și sinteza lecției. La revedere, dragi. Poate ar fi bine, înainte de asta, să ne amintim că a făcut și Gauss, sume Gauss acolo, au fost mai multe chestii. Sumele celea care foarte frumoase care mi-ai spus tu, dar lăsăm așa, sper să